Ionuț, felicitări pentru victorie. Rămâne echipa din acum ținută pentru promovare cu victoria de la titlu? În primul rând, mulțumesc pentru felicitări și eu zic că suntem încărți din nou pentru lupta de promovare și luptăm până la capăt să îndeplinim obiectivul. Antrenorul formației a spus că afumația nu se luptă pentru promovare. Dânsul poate să spună ce vrea, noi tragem la promovare, noi jucăm, noi echipa, noi vrem să promovăm, noi pe echipă vrem să promovăm. A fost și un mes mai special pentru tine, tu i-ai luat în trecut și la echipa din Tito. Da, mă bucur foarte mult în primul rând că am reușit să câștigăm, îmi pare rău pentru foștii mei colegi, dar asta este viața la fotbal, nu-i câștig, alții trebuie să piardă, le urez baftă în continuare. Din păcate o nouă înfrângere astăzi. Din păcate, o înfrângere foarte urâtă și mai ales un meci foarte, foarte slab al nostru. E greu să avem pretenții cu un asemenea joc. Trebuie să ne gândim foarte bine ce avem de făcut, pentru că astăzi am fost umiliți. Ce e lipsit echipei noastre? Cred că atitudine și mai ales determinare, pentru că am început bine jocul și după primul gol totul s-a terminat. N-am mai fost în stare să atacăm, n-am mai pus deloc în pericol poarta adversă și în condițiile astea e greu să pui pretenții. A fost și o reîntâlnire cu foștii voștri colegi, Pătculescu și... Da, îi felicităm. Ce să zic? Bravo lor, până la urmă.